Salutare tuturor și bine ați dat clip în sfârșit la un nou ATV Vlog! Plus că vă era foarte, foarte dor de domn. Cum o te cheamă? Rareș. Bine mă, Rareș, bă. Ți era dor Rareș de off-road? Normal. Ce vrei să facem? Ia zi. Să facem urcări, să facem drifturi, nu știu, ce ne vine pe minte. Da, dar astăzi va fi despre noul ATV al lui Goguchi, adică noul meu ATV, CF Moto X10 sau generația a treia. Uitați cum arată, haideți să ne cerem scuze. L-am umplut de sticăre, i-am pus astea în față, sticăr aici, sticăr aici, peste tot, l-am personalizat și noi cum am putut. Am vorbit deja cu băieții de la S92 și zilele acestea îi vom pune folie pe faruri, folie PPF plus tratament ceramic pe ATV. Lara reși că a avut o mică tamponare, a trebuit să-i facem acest LED bar, acustă all good. Avem stickere și aici în față, RGVC, 100% milk and mud. Ce n-am mai făcut? Aici trebuie să punem la fel folie PPF și tratament ceramic pe ecran. Am făcut și aici câteva stickere. Na, ce să facem altceva? Vă arăt, zici că cine știe ce stage am făcut, dar urmează, stați liniștiți. Te pup, Pepsi! Și tot astăzi veți vedea, voi merge cu acest ATV pentru prima oară așa cum trebuie. Pentru că, vă rog să mă credeți, nu i-am dat modul sport sau el până acum, habar nu am. Dar asta vom face astăzi. Ah, și am pus și din astea așa, n-am găsit portocalii, am luat roșii. De ce mă întrebați? Mi se pare destul de în regulă. Rareș la fel, ia uite, sticăre, 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 fier pe sticăre și el, Pepsi și el. Îmi dai și mie ATV-ul tău? Păi, știi să mergi cu așa putere? Normal că da. A, mă, că știu. O să mergi și tu cu el, da? Da. Vrei să-l iei cu o tură mică, mică, încet? Da. Hai, dar știi drill-ul? Foarte, foarte încet, da? Da. Hai să te văd cum îl pornești, stai așa să-i filmezi. Ce ai făcut prima oară? E dat de cheie. Da. Frumos. Hai. Frâna de picior, iar frâna de la ghidon nu mai este aici, s-a mutat în stânga, ok? Îți sugerez să folosești și frâna aceasta, da? Da. Îi dai ușurel în H. Ușurel? Da. Arată bine, mă. Arată bine, pe cuvântul ăla, nu e frumos, foc. Aude, ce merge, că n-are treabă. Este pe H, 2x4. Wow. Ai grijă! Mamă, cât de tare e! E foarte tare. Mamă, cât de mișto e! Îmi place că accelerația e mai fină și cotește o leacă mai mult decât al cotii cealaltă georgiană. Mamă! Deci se simte bestial. E foarte tare. Îți place, da? Da, îmi place că cotește o leacă mai mult și accelerația e foarte fină. Ai simțit tu că are unghiul de bracaj mai mare? Da. Aha, mă, zi! Da. S-a mai tăiutat la vlogul anterior. Ia zi, ce facem? Uităm? Da. Hai, ne mutăm pe GoPro-ul, everyone, let's go! Tantararam, tatam! S-au filmat niște TikTok-uri de mare, mare calitate. Vă invităm pe TikTok să dați un follow. Și uitați cum s-a ajuns aici, da? Rărecică, haide să mergem să ne plimbăm, dar dă-l tu jos. Mai întâi, eu să-i tragi frâna, dar dă-te de spatele lui. La o parte, apasă frâna și dă-i drumul. Ăla a fost. Hai, ready to go? Yes. Îi dăm acolo în față, că vreau și o să-l mai testez, da? Da. Pentru prima oară o să dăm cheie și o să ne plimbăm cu el ca lumea pe vlog, da? Haideți, let's go. Hai, de cap, vedeți și repede pornește și mare lucru, că nu trebuie să mai țin niciun fel de frână, ca să dau și o tată în H, să zicem. Să-i dau înainte. Ia uzi. Vă dați seama că am dat sitele jos de la evacuare, da? De ce stă în gură? Știm doar noi. O să merg în primul rând mai ușor pentru că rodaj și doi la mână să mă obișnuiesc cu aleagă cu el, fraților. Și chiar virează, ia uite, ia uite, ia uite că virează, frate, ia uite. Mamă, despre ce vorbim? Hai, Rărecică, dă-i tu primul. Sunt cu Goguchi pe off-road, în sfârșit. Hai să vă arăt cum pleacă. În primul rând, claxonul. Frumos, zici că e de auto. Și față de modelul anterior, accelerația este mănăcerească, frate, nu te mai rupe de la jumate când accelerezi. Uitați-vă ce frumos pleacă, ia uite. Mai întâi se accelerează el puțin și își dă drumul, leacă, ușor, ușor, puțin câte puțin. Hai, domnule, dă-i în față. În sfârșit așteptam și eu să merg pe off-road pentru că nu mai puteam. Și încă o chestie, dacă n-aveți videoclipuri pe ce să mâncați, acum aveți.
mâncați cu poftă, poftă bună dacă mâncați. Și noi ne distrăm. Noi mâncăm praf, voi mâncați mâncare. All good. Nici nu trebuie să fac mulți kilometri ca să vă spun că ATV-ul ăsta este cu siguranță altceva față de ce am avut. Se simte altfel din toate punctele de vedere, să știți. E chiar e mișto. Și știți că cum ținu minte, dacă îmi place, îmi place. Dacă nu-mi place, păi nu-mi place și spun întotdeauna. Ați văzut cu ATV-ul vechi de câtor s-a stricat, ați știut? Saruna. Abia așteptam să-l mai văd pe Gogucii cum se dă. Să facă și el vrum vrum, dar nu poate. Care rodaj până la 250 de kilometri, după aia revize și omor. Am ales momentan și pentru astăzi această temă, cu temperatura aici în stânga, fuel pe dreapta. Aici avem turațiile și pe mijloc viteza la oră. O să vedem, o să vă arăt de fapt astăzi cum arată limitarea de fapt la 60. Nu face ca ATV-ul precedent, ca Georgiana veche, să spunem așa. Acum intră în limitare foarte, foarte frumos. Și mai te ține pe la 60, 62, 65, ceva de genul ăsta. Am făcut și o românească, am legat niște fire, nu știu ce a făcut Gogucii pe acolo. Să nu mai pipăie când nu ai frâna de mână pusă. Când nebuneam. Uite-l pe să ridică pe două roți. E puternic, trage. Hai rășică, ardu, ardu, oh, oh, Georgiana, oh, oh. Și da, i-am spus Georgiana pentru că numele noului ATV este Georgiana, a rămas așa, așa cum voi ați votat. Le ținem după Rareș, pentru că și eu vreau să testez ATV-ul. Este foarte moale suspensia, este super confortabil fiind așa, dar cu siguranță o voi întări. Și da, după cum spuneam, noul ATV se numește Georgiana. Voi ați votat, eu m-am conformat, Georgiana. Așa, with this out of the way, hai să ne vedem în continuare de off-road. Uau, bă, 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 frate, bă. Mamă, bă. Pui de capul meu cum să simte, ești nebun la cap. Ia uite, bă, ce se ridică, bă. Ce blană e. Ce ai făcut? Am accelerat tare și se ridică. Se ridică ia foarte tare. No. Mamă, vă zic din start că Dan are stage pe ATV, iar acesta se simte mai puternic decât al lui Dan. Nu știu cum să explic chestia asta în cuvinte, chiar trebuie să testați ATV-ul ăsta. Este insane, insane. Aoleu, legit, frate, mamă ce frâne are, bă, zici că m-am să-i pe Bentley, ești nebun. Wow. Ia să vedem aici. Mamă, mamă, fericirea mea este legită, fraților, deci este insane. Holy moly, cum trage, băi. Eu ieri n-am avut timp de așa ceva, ieri am filmat și am și postat, să știți. Sper că ați văzut vlogul. Cum am zis și în videoclipul trecut, bordul îmi place mult. Accelerația e foarte fină, cotește mai mult. Nu m-am uitat la celălalt vlog. Știam eu că e deștept. Ai de capul meu. Ai de capul meu. Stai, bă! Dai cu praf, da? Unde naiba sunt în deșert? Bă, nu văd. Unde sunt, mă? Da, da? Așa are reșică. Da, așa, pe mie drift. Mamă, frate, dar abia pișc accelerația. Oricum nu i-am dat blană până acum. Că n-am voie să-l accelerez mai mult de 70%. Pare rău, dar a ajuns pe mâinile lui Gogucii. Ia uite, thunderstorm, urmează ploaia. By the way, este ora 17.04. Mamă, mamă! Bă, ce frâne frumoase are, bă. De fapt, frâne bune. Ce n-ai, bă, frâne frumoase? Mă, că nu există frână frumoasă sau urâtă. Ia uite cum trece peste astea, băi, ești nebun. Da, nu, 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 gata, gata, ATV-ul ăsta îmi place, n-am ce să zic. Vedem long run cum este, cum se comportă. Și să-l încerc eu pe el, pe 4x4, pe toate cele. Ia, ia! Hai să ne dăm una că la el. Ce este? Gata, a intrat în limitare, hai să vă mai arăt o dată limitarea, da? Uitați-vă aici, cât de tare fuge, gata, s-a limitat. Și merge cu 64, 65,
65. Deci e limitat la 65 la oră. Din păcate. Bă, dar nu înțeleg de ce, frate, că n-ai ce face cu treaba asta, că ajunge la 60 într-o clipită, pe cuvântul meu, instant. Instant ajunge. Vai de capul meu cum trage, ești nebun la cap. Mamă, mamă, acum sunt în ce mai curios să-l compar cu un Outlander 1000R, acum la modul cel mai serios, pentru că și ăla trage de rupe, dar am vorbit și cu Joe, nu știu câți dintre voi ați văzut pe TikTok, dar și voi un follow și pe Instagram. Am vorbit cu Joe, o să fac vlog cu el, o să facem împreună vlog pe undeva, vedem, nu ne-am de ce să dă. A pățit ceva! Ce-a pățit? Ce-a pățit? Nu știu. S-a oprit. Unde? Când? Acum, nu știu, avea un delay mic la accelerație, limitarea. Pornește-l iar, ia. Ce are, mă? Avea un delay mic la accelerație. Păi ce s-a întâmplat? Nu, mă, nu mai avem baterie. Cum nu ai să ne avem baterie? Nu știu ce s-a întâmplat. Lăsați voi în comentarii dacă și ce are, că nu înțeleg. Se comportă foarte urtia dacă îi dau drumul. Ce ne bun? Ce ne bun că avea și full-ul. Are full, deci chiar nu știu ce are. Nu, nu știu ce are, să știți. N-am decât să îl ducem acasă și mergem cu al meu. Hai spre casă! Hai! Că nu știu ce are. Îl accelerezi eu, leacă, îi dai F și mergi fără să iei mâna de pe accelerație. Mergi spre casă. Și după aia ieși în cual meu. Bine. Accelerează ușor. Fii pregătit. Haideți că-l prind acum, că nu știu, chiar nu știu ce are. Dubios. Ia ușidă. Stai vreme ușor. Așa, hai. Să mai întâmplă și de-astea, ce să facem? Bă, frate, e diferit. Mam! Neapărat trebuie delimitat. Neapărat. Ia vezi, mă, ia vezi, mă. Am o și mie un 67 ceva. Nu, nu ia mai mult de 65. Dacă vreți să vă uitați la videoclipurile anterioare cu ATV-ul, să-l ascultați la tobă mai atunci când îi dau mai tare și acum, să vedeți cum se aude. E diferit. Ia uză-l, bă. Hop, hop. N-ai mă treabă, bă, nici nu le simte, bă, ești nebun. Dar nu prinde viteza, asta e treaba. Eu când accelerez nu prinde viteza. Ha, mai e și mașina. Așa că trebuie să țin accelerația în continuu. Nu iau mâna de pe accelerație până ajung acasă. Bă, ce rău îmi pare, bă, că nu-i mai merge. Ce n-ai să o fi întâmplat, mă? Deci chiar nu știu ce să-i fac. Bine, na, când mă uit mâine dimineață, mă trezesc de la 6. Și mă uit bine la el, mă uit pe internet, o ducem noi la capăt, că n-are cum să fie ceva grav, să zic așa, n-are cum să nu fie fiabil la TV-ul ăsta. Plus că să fim alea că onești, adică Rareș, la fel ca și mine, l-a omorât de la kilometru 1. I-a dat să-i sară musafirii, ești nebun, l-a strâmbat pe față, știu în ce a intrat, na, copil. Bine că eu i-am și zis, dă-i tată, firar mama lor de ATV-uri, dă-i! Și uite că i-a dat. Poate dacă rezolvăm, mai vedeți videoclipuri cu mine. Mă mir cum mai tragi. Ce ar fi să-și revină complet înainte de a intra în curte? Sunt supărat rău. Nu o să fac gluma aia cu să mor de supărat. Acum chiar sunt supărat. Datorită vouă am rezolvat chestia cu piuitul. Atunci când te ridicai după șa, făcea ca toate alea biiiip. Și acum nu mai face nimic. N-avem eroare în bord. Aici am Hill Assist, l-am activat și este fenomenal. Vreau să vă arăt astăzi cum merge. Totodată să văd cum fac cu temele, că am doar 3 teme și din ce știam eu trebuia să am mai multe, nu știu cum să le fac. Also, CF Moto mi-au dat gratis un an de zile pentru această mapă și este insane, îți arată trafic în timp real. Am făcut live tot pe TikTok și v-am arătat chestia asta, sper că ați văzut cât mai mulți, dacă nu, un follow peste tot. TikTok, Instagram, pentru că fac live-uri și vă mai arăt, v-am arătat fiecare buton în parte, ce face și așa mai departe. Și ți arată, v-am zis, traficul în timp real, elevație, trasee, poți să salvezi un traseu.
îi dau rec de aia de acum și stop la final și pot să-l șeruiesc cu comunitatea CF Moto. Adică e the real deal, îmi place. Cu LED barul, cel care leagă farele de pe față și LED barul care leagă stopurile de pe spate, încă fac research-ul dacă se poate face ceva sau se poate rezolva doar cu cumpărarea acelei piese, că ar fi nasol să trebuia să-ți facem treaba asta, dar până la urmă nu sunt o avere și chiar consider că arată mult, mult mai bine. Deși focusul meu nu este acum pe lumini, ci pe delimitare, o să și începem cu o modificare la variator, la ceva de genul ăla, nu știu, dar I'll do it. Vă țin la curent care sunt modificările, ce modificări facem pe parcurs și așa mai departe. Evident, ca să facem cât mai multe modificări într-un timp foarte scurt, am nevoie de susținerea voastră, de comentarii, share-uri, să dați un follow pe Instagram, să porniți notificările și acolo, și un follow pe TikTok. Vă mulțumesc! Haideți, ne vedem de acasă după ce lăsăm și noi ATV-ul ăsta. Haideți, că dacă e, făceam și noi off-road. Ia uite, torențiala ce vine. Ia uite. N-avem ce face decât să așteptăm să ieșim din nou. ATV-ul Rareș nu i-am dat de cap. Bine, m-am uitat doar 2-3 minute la el, nu știu ce să-i fac. Tunetul, tunet. Ați văzut? Oh my god! Unde să mergem, mă, că ne fulge rătat. Ia uite-mă. Uite, bă, ce frumos e, mă, că nebunesc aici, băi, frate, bă. Hai, vedem ce facem. Gata, fraților, și cu ATV-ul lui Rareș. L-am lăsat acasă. Ce nu știți voi este că l-am lăsat acasă și a revenit. L-am scos iar și undeva mai în spate adresa, ne întoarcem din nou. Pentru că i-a făcut aceeași problemă, ci că nu este nimic grav. O rezolvăm zilele acestea. Stickerele au început să ducă de la ploaie, deci astea nu sunt în niciun caz de exterior, oricum le-am pus în grabă, stați liniștiți, o să fie la jumate, cel puțin. Acum tot curare și în continuare îl car eu, pentru că așa e când nu mai ai ATV, ce să-ți fac eu? Te-am pus eu, mă, să-l strici, să-l omori, halolau? Stai, mă, vreau la poe, mă, că sunt urci pe aici, by the way, mi s-a zis că au fost vreo 3 urci pe zona asta, nu prea vrem să stăm prea mult pe loc. După cum vedeți, mi-am dat echipamentul jos, avându-l pe Rareș în spate, o să mergem foarte încet. Ne plimbăm mai mult, mai testăm una alta. Nu este nimic grav la ATV, cred. În drumul spre casă, atunci când duceam ATV-ul lui Rareș, am văzut că scria aici sport. Deci este posibil ca eu să fi mers pe sport. Cel puțin o perioadă, sigur am mers pe sport. Dar trage bine. Ce pot să mai zic, o chestie, nu-mi place că este limitat la 60, să știți, se simte foarte nașpa. Adică ia imediat 60, ai impresia că mergi cu 20, bine, e obișnuit și cu viteză. E nașpa, chiar e nașpa chestia asta, nu înțeleg de ce se... Bine, știu teoria de ce îl limitează și așa mai departe, dar e o tâmpenie, mi se pare chiar riscant. Eu, de exemplu, așa limitat la 60 de oră, nu am unde să... N-am ce o vreau să fac, serios, chiar nu ai ce căuta, pe unde merg eu de regulă. Limitat așa în 60 la oră, dar abia așa să o rezolvăm. Uitați pe normal. Haideți să vă arăt plecare pe normal, da? Rareș, pleacă-te în față. Cât poți tu, da? Plecăm pe normal. Da? Da. Hai. Nu-i dau blană oricum, îi dau cam 70% accelerație, da? Hai. Limitare, gata. Și a dat în gol foarte mult. Acum hai să vi-l arăt pe work. Îl dăm pe work, Rareș, care e cel mai slab, să zic așa, e pentru curte. Haideți pe work, accelerăm. Dei, ne oprim la limitare. Gata, s-a limitat. Iar pe sport, credeți-mă, nu o să-l accelerez la fel, că l-am și pe Rareș. Se ridică, fraților, pe bune, se ridică cu roțile din față, să ridică în aer cu ele. M-a dat mai greu pe spate. M-a dat mai greu pe spate. Te-a dat mai greu pe spate și acum cel mai forță mod. Sport. Wow, hai să vedem. Ești pregătit? Da. Holy shit. Holy. Bă, fuge. Băi, cum trage, băi, dar abia așa să-i facă. Dar abia aștept să-i termin rotajul, să pot să-i dau plană. Îl dăm înapoi pe normal. Oricum, majoritatea timpului voi merge cu sport, știi, nu? Da, da. Exact ca cu Spider, am ieșit în curte, sport, ok. Uite, avem băcuțe, avem cățeluși. Ai văzut că băcuțele fac be?
Da, fix așa va. Ponei, cer, ce sunt ăștia așa mici? Îmi place extraordinar de mult cum toarce motorul. Vreau să vă zic că la urechile mele este foarte multă liniște și pace. Asta până când vom schimba evacuarea. După ce am schimbat evacuarea, s-a terminat. Ideea este că nu vreau să intru în nămol, n-am chef de spălat acum. O luăm așa, mai acătări, să sperăm că avem pe unde. Că nu avem pe unde, am ce să fac. Ia, hai că avem o coborâre aici, ocazie cu care dăm frumos. Păi ce facem aici? Îi dăm. Hai să încercăm elu pe 4-4. Și dai încet. Pe normal. Olu. Acolo ce se întâmplă? Plouă sau sunt proaște? Uite, hai să vă arăt downhill assist-ul ăla. Ia uite. Uitați-vă și voi, fraților, nu fac nimic. Ia uite. Efectiv, așa o ține, adică nu iese din viteză. Mi se pare excepțional. Doamne, nu pot să cred. O să-i placă mult de tot lui Dănuț asta. Ia uite. N-am frână apăsată, nimic. Cer eu scuze la croc și ea. Aici o luăm așa, când putem și noi de ușor, să nu ne facem praf. Nu ai treabă cu el. Ia, ține și override-ul, ce se întâmplă? Nu, că nu-i dau tare, că mă răstur cu el, bă, cuvântul. Se dă pe spate, rău de tot. Chiar are putere. Deci fii atent, rare, și are downhill assist. Adică nu ți iese din viteză să meargă foarte tare. Vezi? Și așa ne plimbă așa, singur, fără să apăs frână absolut nimic. Până acolo jos, până pe plan, să zic așa. Ma. Vezi ce mișto? Da. Și-l ține el la 2000-3000 de ture. Și uitați, apare martorul aici, ăsta e downhill assist. Foarte tare, pe cuvânt, dumne, dar nu e... Ce mă, te bat la somn, pe coborâi. Deci, ia, uite, mi-a dat de drept, s-a oprit. Deci este insane. Lasă vedem ce se întâmplă acum. Hai mă, hai mă, dă-i. Hai da! S-a oprit, hai să mergem unde acum în față. Dă-i ce de tot. Așa, gata. Ia. N-a intrat. Însă a intrat. Ah, uite acum a intrat sigur, fără să accelerez eu. Deci a intrat sistemul, oricum este pe auto. Wow, wow, be careful. Are toți dragi pe el. Îți spune să mă după buze, mă, jucăria asta, mă, cuvântul meu, mă, bă, ce fuge, bă. Chiar am avut așa mixed feelings, am zis, dă-l pe încolo de la TV, o fi rar mama lor, cât să fugă, mă, mai tare decât Georgiana. Și după aia și-a făcut downstage-ul ăla, chiar eram impacientat, să vezi pe Dănuț acum ce fuge cu CF-ul lui. Și uite, na, situație. Poftim situație, Dănuțule. Hai, te rog frumos. Hai să vedem cine e pe acolo, dacă e cineva. Sunt curios dacă în H are downhill assist. De fapt are, mă, că am încercat eu un H. Bine, ar trebui să încercăm mai acolo. Mamă, rare și aici. Da, are. Are, uitați. Nice. Ardu. Ce să ard, mă, că ne facem praf, bă, rare. Eu vreau să ajung un porc acasă. Eu te înțeleg, da? Stai! Pe unde să o luăm? O luăm pe aici? Eu zic să-i dai pe aici. Ține-te bine! E mai bine aici. Vai de capul meu. Nu. Ce vorbești, mă, nu știu să chinuie. Nu aveți idee cum se vede realitatea aici, da? Ca să nu uitați. Holy moly, mamă, cât de ușor a urcat, bă. Îmi era și mie un dor de off-road. Chiar este foarte tare, să știți. Este altceva, cu adevărat este altceva față de ce aveam. Chiar e altceva, că vă ziceam în caz de nu. Dar chiar este altceva, să știți. Se simte foarte tare. Hai să luăm pe aici. Mamă, nu aveți ce luăm. Nu? Nu. Am văzut vlogul nocturn. Da. Uite, are downhill assist și pe H2R4. Foarte tare. Dar noi trebuie să-l pregătim pe el și pe 4-4. Doamne, ce frumos pleacă, bă. Oh.
Paradis. Wow. O să facem și noi o pauzică mică aici, să ne bucurăm de natură. Pe acolo? Da. Nu aș lua-o cu tine, că nu știu unde duce. N-am fost niciodată în zona aia așa, știi? Da. Și mie să nu fie rămoale, că nu știi regula. Niciodată nu pleci singur pe off-road. Deci sunt în pantaloni scurți, pentru că v-am zis, mergem foarte încet și nu vine căldură. Alt win. Gata, până aici am plătit. O mică pauză, da? Să ne bucurăm și noi de păsărelele astea. Știi ce zic? Ia uite, mă, ce frumos. Sper că le auziți. Hai, break. Pauza, să încalc țărare și pe mâini. Ce să facem, așteptăm. Bă, ce frumos pornește, mă, mâncăiași gurița lui, dar TV, bă, că nebunesc aici. Te iau transpirații. Frumos, mă, frumos. Ce e frumos, e frumos și punct. Hai să ne pregătim de coborârea asta, da? Da. Să te ții bine. Da. Să vedem noi unde le iau părăreș. Ia uite, n-am. Ne lăsăm pe spate? Da. Mamă, mamă, într-un iecur. Mamă, cum e downhill assistul ăsta, bă, să-mi bat picioarele. Era să intru în tine. Știu, totul a devenit atât de simplu. Eu chiar cred că CF Moto va fi din ce în ce mai scump, dar și din ce în ce mai bun. Nu știu, e insane, chiar e insane, pe cuvântul meu. De-abia aștept să-i fac delimitarea aia bombă. Să văd atunci. Chiar cred că pot să-l duc peste 100 de cai, în peste 100 de cai cu lejeritate. Să vedem ce se poate face la calculator. Eu am zis, uitați mâna aici, am zis, o să-i fac cea mai mișto mapă de pe piață, cel mai tare stage. Indiferent de riscuri, să știți. Ma. Am emoții. Am emoții că e și rare și pe zonă. Dar ia uite, mă, tată. Și gândiți-vă că nu am distanțiere în momentul de față. Dă-i să sară cu farina. E foarte mișto, nu știu cum să vă explic downhill assistul ăsta. Și stă puțin accelerat. Aolo, ce bătua, ce le n-ai banuat. Damn. Și apoi dăm așa ușor, să nu ne umplem de respectul ăsta de pe jos. N-ai, mă, n-ai treabă. Deci n-ai treabă. M-am obișnuit, by the way, cu accelerația. Știți că în vlogul anterior v-am zis că accelerația este acum electronică și se simțea un mic delay, dar odată ce te obișnuiești cu el, nu ai treabă de așa ceva. Hei, salut, rampă! O să te dau în curând. Lasă-mă și pe mine, ho, să schimb și evacuarea, să pun stage-uri, să una alta. Pe bune, ce te răsești așa la mine? O să-i dau puțin pe aici, să sară nămolul. Sper că nu noi. Ah, ba da, noi sare. Sper să nu te murdăresc! Dar ție-ți place! Doamne, cât de confortabil e, frate! Oare așa era și overland-ul anterior? La început, până se umplu la suspensie, uite, nu simt nimic. De servodirecție, v-am zis tot în vlogul anterior că este pe auto, încă mă obișnuiesc cu ea, dar diferența servodirecției între acesta și overland-ul pe care l-am avut este colosal de mare. Chiar se simte diferența și acolo. Diferențe mari. Nu mai zmucește când iau gropi. Adică e unde-l pui, acolo stă. Și cu siguranță în alte vloguri vom încerca toate cele 3 moduri parcare, nu 4, cu tot cu auto, de servodirecție. Vedem și acolo cum se comportă.
Ia uite, mă, ia uite, mă, ia uite downhill-ul ăsta, asist. Ia. O să ne dea în cap. Ia, aveți, mă, tată, mă, și ia uite, mergi la mâna pe accelerație. Ia uite, încă merge. Deci cumva și accelerează, îl ține accelerat. Cea, mă, ce vorbești, mă, eu nu mă mai satur de treaba asta. Ia, ia, ne lasă aici. Ne-a lăsat o leacă, hai să vedem acum. Nu îl accelerez, nu-i fac nimic. Accelera sigur. Păi de capă. Nu, să du-te, mă, de aici. Uitați-vă și voi la mâna mea, că n-am accelerat o secundă. Acum, preiau controlul. Normal. Trecem ușor de balta asta. Și mai avem aici. Da, da. Me like this, me like this. Nice. Ce vorbești, mă? Ați văzut, da? RGBC-ul ăsta. Eu puteam să renunț la el. Am pus pe Georgiana, că ți-ești gura ta, Georgiana. By the way, am două vloguri postate cu Can-Am Spider. Am făcut trip prin România, 3200 de kilometri, cel puțin. Sunt două vloguri, chiar vă invit să vă să le vedeți, că sunt chiar, chiar sunt blană, pe cuvântul meu. Maramureș, Bucovina, Transalpina, and so on. Chiar ne-am distrat, a fost super super tare. Ia uite, mă, cum trece peste astea, ia uite. Insane! Mai avem aici hăuri, ia, ia, ia! Ia autobus, ia! Ce vorbești, mă? De să mișcă incredibil, mă, mine să-l pun la vânzare, bă, 32.000 de euro, 40 de bani. Am văzut în comentarii pe TikTok, mi-ați tot scris că a zis, nu știu cine, Xulescu, să nu dăm nume, că un CF Moto n-ar trebui să coste mai mult de 6-7.000, ceva de genul ăsta, nu știu, exprimare din asta. Nu am văzut faza, am văzut doar foarte multe comentarii de la voi, ceea ce înseamnă că s-a întâmplat. Și vreau să vă zic că sunt și genul ăla de oameni care o țin una și bună, KTV-ul lor e cel mai bun, marca lor e cea mai bună, cea mai fiabilă și așa mai departe. Exact cum glumesc eu pe TikTok. Goguchi vă zice clar că acest ATV, raport calitate-preț, este imbatabil. Imbatabil. Și vă spun, ați văzut și la mine în vlogurile anterioare cât de fiabilă a fost Georgiana și cât de fiabil a fost CF Moto 1000 Overland, mai bine zis. Și cu siguranță acesta nu o să-mi facă probleme, asta vă garantez eu. Și dacă ar face probleme, n-ar fi grave, că până la urmă la Georgiana am avut odată servodirecția și o siguranță acolo, la panoul ăla de siguranță, nu mai știu ce naiba era, nu mai contează că s-a rezolvat imediat, îmi cer scuze, la nămolul ăsta nu vară ceasul. Sunt oameni de aia care nu și-ar trăda marca pentru nimic, n-au mers în viața lor cu un CF Moto, dar să mergi, să faci off-road, să faci overlanding, înainte să arunci cu vorbele așa, ați văzut că niciodată n-arunc cu vorbele în vânt. M-ați întrebat de TGB, de Segway, de Cutare, de Xulescu, Yulescu, you name it. Și v-am zis întotdeauna că, bă, nu am experiență cu el, nu am mers cu el, nu pot să vă zic dacă e bun sau nu. Fatul meu ar fi să nu vă luați după nimeni, mergeți pe intuiția voastră, cu siguranță nu veți da greș. Mai ales și foarte important, subliniez acum, dacă întreții un ATV, ca la carte, nu o să se strice, nu vei avea probleme, evident. Este mai stabil decât anteriorul, pentru că v-am zis servodirecție și cum se simte tot ansamblul ăsta de aici, se simte foarte bine. Dacă faceți și la vlogul ăsta ce ați făcut la vlogul anterior, vă mulțumesc tare, tare mult. Ajutați și voi cu un like, un comentariu, un share și mai ales să dați subscribe. Foarte mulți dintre voi care vă uitați la aceste vloguri nu ați dat subscribe. Și vorba aia, Dumnezeu e sus, cu echipă voi. Hai să sărim! Sărim! Nu, nu vreau! Sărim! Nu! Da. Ce să sarmă la viteza asta? Îi trebuia 90 acolo. Nici nu pot să zic, hai Georgiana, hai! Ce hai? Unde? Unde să mă duc? Ia uite hâurile astea! Ia, ia, ce a făcut? Deci că n-au fost, băi, frâna de picior, incredibil, mă, te unge pe sufletel, mă. Frâna de față, ieri, nu ținea extrem de bine, dar acum că am tot folosit-o, s-au așezat și plăcuțele alea pe disc. Acum este rereșică la coarne, să spunem așa. Ai mare grijă, da? Da. Hai să ți-l dau totuși pe work, ca să stau eu mai împăcat. Da, bine. Ți-l dau pe work, gata. Și accelerezi foarte încet, da? Ia o treptată, obișnuiește-te cu el. A, ce tare e. Nu ai mă treabă cu el. E bine că m-am mai înălțat, m-am obișnuit o leacă cu el. Să nu încercați așa ceva acasă, dragi copilași. Rareș este foarte bine instruit de către mine, ok? Deci aveți mare grijă, că nu e chiar așa. Mergem și pe aici. Ce tare!
Mamă, dar ce suspensie are! Wow! Și gândește-te că este în workout! Hai să-i mai dăm! Wow! Mamă, ce trage! Nu, n-ai cum! Wow! Mamă, n-ai cum! Fă-ți de cap odată, vii, dar ușor, da? Mamă, deja m-am obișnuit, el furia. Vă zic eu că el furi. Wow! Treaba e că trage! Ia viața! Se ridică! Te nebunești! Vezi cu ce-i dau! Cum ți se pare? E frumos și elegant și trage, dar nebunești! Gândește-te că ai fost pe work! Nu-ți dai seama ce poate să facă pe normal, dar păi pe sport! Ia uitați unghiul ăsta de bracaj! Ia uite-l, da! A venit momentul să facem outro-ul, pentru că plănuim să facem multe clipuri, asta înseamnă să fie și puțin mai scurte decât de obicei, adică nu cereți vloguri de o oră acum. Plus că trebuie să ne obișnuim amândoi cu jucăria și trebuie să rezolvăm și ATV-ul lui Rareș, ca să vedem ce problemă are, v-am zis nimic grab, deja am trimis o filmare unde trebuie. Vă mulțumim tare mult că v-ați uitat la noi, până data viitoare aveți grijă de voi și nu uitați să lăsați și voi un like, comment, share și ce vă mai zic eu, Instagram, follow, TikTok, follow. Și pune notificările pe Instagram pentru că vedeți behind the scene. Ceau, Rareș! Ceau, Goguții! Hai!